Fiți reporterii noștri din întâmplare, filmați și trimiteți imagini despre evenimentele la care ați fost martori și care ne privesc pe adresa reporter.jurnaltv.md. Distracție la maxim pe acordurile de chitară ale legendarilor de la Phoenix. Concertul de ieri s-a adunat mii de fani ai trupei în scoarul Teatrului de Operă și Balet. La spectacol a fost prezent și președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. Șeful statului a avut parte și de o surpriză. Din partea Institutului Cultural Român, o diplomă de onoare, o diplomă de excelență, domnului Mihai Ghimpu. Dragii mei, această diplomă este diploma dumneavoastră. Trăiască limba română! Trăiască tineretul care luptă pentru adevăr și dreptate! Moștrii sacri ai rockului românesc, membrii formației Phoenix, au oferit publicului clipe de neuitat. Phoenix, 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 Phoenix!